Nu în direct, dragii mei. La început observăm ușoară inflamare a gingiei, urmată apoi de sângerări. Iar dacă nu luăm măsuri, riscăm să pierdem dinți ce păreau sănătoși, care încep să se miște și apoi să cadă. Astăzi vorbim despre paradontoză, cunoscută în popor și sub denumirea de boala dinților sănătoși. Ce este de făcut? Cum rezolvăm în momentul în care ajungem să pierdem dinții? Aflăm de la domnul doctor Taner Kemal, medic dentist, specialist în implantologie. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit la Trăiește Sănătos. Bine v-am regăsit. Cred că o să-mi spuneți corect, este boala parodontală, însă în poporie cunoscută ca fiind parodontoză, așa zisa boala dinților sănătoși, asta pentru că ei nu sunt cariați, nu dor. Boala dinților frumoși. Frumoși, sănătoși, nu sănătoși. Nu mai sunt. Păi în sensul că nu au carii. Că omul așa spune, n-am avut carie, nu m-a durut, dar m-am trezit că l-am pierdut. Sau când am fost la control, medicul a început să tragă și uite, de asta am pierdut dintele. Sau a scos unul. Mi-a făcut unul. Un detartraj și uite exact, că mișcă dinții. Și uite că se mișcă dinții acum. Cam da. Așa se întâmplă. Da. Ce este de fapt boala parodontală? Înainte să intrăm în subiectul acesta, vreau să vă doresc și eu casă de piatră. Mulțumesc din suflet, mulțumim, domnule doctor. Și trecând la subiect, da, boala parodontală este boala țesutului de susținere a dinților. Dinții sunt susținuți în osul alveolar, prin intermediul ligamentelor dentare, nu intru în detalii prea multe. Cert este că odată ce apare acest proces degenerativ al osului, dintele își pierde implantarea. Pe măsură ce își pierde implantarea, evoluează și stadiile bolii parodontale, astfel încât pacientul poate să ajungă, în cazul în care nu tratează boala parodontală, la pierderea dinților. Începe cu gingivita, deci cu afecțiunea la nivelul gingiei. Exact, gingiile sunt sensibile, gingiile sunt de culoare roșie-violacee, gingiile sunt inflamate, sângerează neprovocat sau provocat. Odată ce boala depășește, nu se tratează și depășește stadiul de gingivită, se ajunge la boala parodontală, care și ea, la rândul ei, cunoaște trei stadii. Această boală parodontală incipientă, cea de la început, medie și respectiv avansată. Și iată că avem o animație. Ne-ați adus și de data aceasta, așa cum procedează exact. Fiecare dată, ne răsfățați cu animații foarte frumoase, foarte educative, în care înțelegi. Da, chiar este o animație care se referă la tartru dentar, pentru că ar trebui să spunem că principala cauza bolii parodontale reprezintă factorul microbian, placa bacteriană. Această placă bacteriană, în contact cu mineralele din salivă, se întărește, se pietrifică și devine tartru dentar, care tartru dentar, pe măsură ce se depune, agravează din ce în ce mai mult afecțiunea parodontală. Vedem pe această secțiune din animație cum dinții pur și simplu, care la început au avut nivelul gingival, gingiile de culoare roz, de culoare care reprezintă starea sănătoasă a gingiei, încep să se inflameze, tartrul se depune între rădăcina dentară și os, producând încet, încet degradarea osului până când dintele ajunge, din păcate, să fie mobil, să miște și pacientul să îl piardă. Deci, atât, nu este normal ca gingia să fie inflamată, așa inflamată, roșie, corect. Nu este normal, cred, să sângereze la periaj. Nu, ăsta e un semn clar de afecțiune parodontală. Oricât de agresiv sau oricât de des ne-am spălat pe dinți. Dacă ne spălăm des pe dinți, vă spun eu, gingia nu sângerează. Și smalțul am reținut, nu? Sau se creează o anumită sensibilitate? În cazul în care exagerăm cu periajul sau folosim periuțe de dinți destul de dure, atunci smalțul dentar se poate toci și apare sensibilitatea dentară. Însă aici vorbim de boala parodontală, iar în boala parodontală, elementul principal sau cauza principală pentru apariție este placa bacteriană. Placă bacteriană care se depune ca o mâzgă albicioasă pe dinții noștri, neîndepărtată în 48 de ore, se mineralizează și devine tartru. Tartrul se depune între rădăcină și os, formând aceste pungi parodontale, am văzut mai devreme în animație. Atât timp cât acest tartru nu este îndepărtat, atât la nivel supragingival, mare atenție, și la nivel subgingival, acolo trebuie insistat, pentru că vedeți, el se depune sub gingie, între rădăcină și os, boala parodontală își va continua evoluția. Pacientul, chiar dacă de multe ori spune, eu fac de tartraj de două ori pe an sau o dată pe an,
dacă nu se îndepărtează acest tartru subgingival, atunci detartrajul poate fi ineficient, iar boala parodontală de neoprit. Da. Deci, iată, acestea ar fi cauzele, dar factorul ereditar? Factorul de ereditar reprezintă un factor favorizant. Factorul determinant, mă scuzați că mă repet, este factorul microbian. Este bine să repetați ca să înțelegeți. Exact. Există mai mulți factori favorizanți și aici, așa cum ați amintit dumneavoastră, factorul ereditar, factorul genetic, fumatul. Fumatul ocupă un loc fruntaș în rândul factorilor favorizanți. Trauma ocluzală, dinții care nu calcă uniform unii peste ceilalți și atunci anumiți dinți sunt supra-solicitați. Vedeți în animații ce se întâmplă atât cu gingia cât și cu osul. De multe ori pacienții, îmi întrerup ideea, de multe ori pacienții zic, mi se retrag gingiile. Nu, de fapt se resoarbe osul, gingia urmărește, se așează pe os. Când osul se topește, obligatoriu și gingia se retrage. Revin la ideea pe care am început-o puțin mai devreme, la factori favorizanți. Există anumite boli sistemice, există stări fiziologice ale organismului, fie că e vorba de pubertate, fie că e vorba de sarcină, vorbim de acea gingivită de sarcină. Există factori ereditari, factorii genetici, cred că am amintit de ei. Anumite medicamente produc boală parodontală. Medicamente, în ce scuze, domnule doctor, care tratează ce afecțiuni? Adică în general, afecțiuni cardiace, da. Și produc aceste inflamații gingivale. Însă, putem preveni aceste probleme prin îndepărtarea periodică a plăcii bacteriene, a tartrului, realizând o igienă corectă la domiciliu și efectuându-ne igienizările periodice din 6 în 6 luni la medicul dentist sau în cazul fumătorilor sau acelor cu o salivă bogată în minerale, chiar la 3 luni. E mai bine să prevenim decât să tratăm. Repet asta la fiecare emisiune pentru că e și mult mai bine și mult mai ieftin. Da, într-adevăr. Sper să nu greșesc, până nu de mult, cred că pacienții cu parodontoză erau, eu știu, cumva etichetați ca netratabili sau medicul făcea toate eforturile în încercarea de a amâna cât mai mult timp momentul în care ar fi trebuit să extragă dintele respectiv. Acum, cu tratamentele moderne pe care le avem la dispoziție, putem discuta de tratament modern în cazul parodontozei, adică să urmezi acel tratament și să reușești să-ți salvezi dintele? Da, cu siguranță da. Evoluția medicinii dentare, în special a parodontologiei, că despre asta vorbim în emisiunea noastră, a cunoscut progrese semnificative și de aceea tratamentele s-au modernizat. Există atât aparate care ne ajută foarte mult în acest tratament și aici amintesc laserul, există medicamente care ne ajută foarte mult, există protocoale de tratament care ne ajută foarte mult, însă atenție, nu se poate realiza tratamentul fără concursul total al pacientului. În momentul în care începi un protocol de tratare a bolii parodontale, pacientul va trebui să respecte o igienă riguroasă, controle periodice și tratamentul bolii parodontale este eficient în primele stadii. În stadiile avansate, chiar dacă am mai vorbit în alte emisiuni de regenerare tisulară ghidată, regenerare parodontală cu materiale de adiție și așa mai departe, tratamentul în aceste cazuri este însoțit de cele mai multe ori de eșec datorită faptului că pacientul nu colaboră sau la un moment dat se plictisește, se satură, întrerupe acea schemă de tratament și atunci rezultatele nu apar sau sunt în zadar. Da. Aici vedem foarte bine o comparație între țesuturile naturale, respectiv rădăcina dentară și implantul dentar, adică rădăcina artificială. Chiar asta vreau să subliniem în această emisiune. Care este legătura între implantul dentar și boala parodontală? Pentru că din ce în ce mai mulți pacienți care se prezintă în cabinetele noastre și ajung la implantul dentar, pierd dinții datorită bolii parodontale. Nu putem vorbi de tratament prin implanturi dentare atât cât timp cât în gură, cât în cavitatea orală există focare parodontale. Boala parodontală apare între rădăcina naturală a dintelui și os. Odată cu eliminarea rădăcinii naturale, cel puțin studiile arată că dispare și boala parodontală. Dar dacă vorbim de o edentație parțială, lipsește doar un grup de dinți,
însă pe arcade există și alți dinți naturali, însă afectați parodontal, nu putem face în locurile lipse implanturi dentare fără să tratăm în prealabil boala parodontală. Fără asanarea focarelor parodontale, nu putem vorbi de implantul dentar. Sau facem implantul dentar, însă și ne expunem... același lucru, cred, exact, precum ne expunem unui, ne expunem unui risc mare de a... natural. Ce a apărut între dinte și oși, am numit boală parodontală periodontită, apare între implant și oși, se numește periimplantită. Similarul gingivitei la dinții naturali este mucozita periimplantară. Similarul la implant. Similarul periodontitei, a bolii parodontale la dinții naturali, sau corespondentul periodontitei, este periimplantita. Așa că și implantul sau țesutul, osul dintre care se depune pe implantul dentar poate fi distrus de această agresiune bacteriană dacă nu asanăm focarele parodontale sau ne punem implanturi dentare, dar nu menținem o igienă corespunzătoare. Deci, cu altă cuvinte, domnule doctor, dacă nu tratăm corect boala parodontală și am ajuns să pierdem dintele, chiar dacă punem implant, n-am rezolvat nimic. În timp apar același problemă, adică pierdem și implantul. Categoric. În majoritatea cazurilor, boala parodontală nu este izolată la un dinte. Când apare la un dinte, de fapt, ea este prezentă în diverse stadii la un grup de dinți sau la toți dinții. Noi vrem să înlocuim prin implant dintele pierdut, dar facem în zadar acest lucru dacă nu asanăm focarele parodontale existente în cavitatea orală. Așa că, de multe ori, graba pacienților care se prezintă în cabinetele de medicină dentară solicitând un implant de urgență pentru că mi-am pierdut un dinte, se poate face cu riscuri foarte mari dacă în prealabil nu asanăm cavitatea orală corespunzător. Bun, deci trebuie tratată boala parodontală după ce bine ar fi înainte de a pierde dintele. Categoric. Dacă n-am reușit să salvăm dintele, facem oricum tratamentul, astfel încât totul să fie în regulă, zona sănătoasă, ca abia apoi să se treacă la, categoric, la implant. Toate studiile științifice arată că pacienții care au implanturi dentare, dar au în antecedente boală parodontală, au un risc mult mai crescut de a pierde implantul decât pacienții sănătoși. Da. Bun. Nu uitați, dragii mei, că la 1313 așteptăm întrebările dumneavoastră. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook la Trăiește Sănătos. Văd că încep să sosească mesajele și iată, ne întreabă un telespectator, cine poate beneficia de implant, îl poți face în orice condiție. Am fost la medic și mi s-a spus că n-aș fi potrivit pentru implant dentar. Informațiile sunt superficiale, da, ca să dau un răspuns sensul că poate nu avea potrivit pacientului. Exact. Trebuie știut motivul pentru care pacientul a fost refuzat. În general, orice pacient sănătos care poate suporta o extracție dentară, o banală extracție dentară, poate fi un candidat la implanturile dentare. Vârsta nu constituie un impediment în polul superior, adică nu putem pune implanturi la orice vârstă, oricât de înaintată ar fi ea, nu putem pune implanturi dentare la pacienții care nu și-au încheiat creșterea osoasă și aici mă refer la tineri, la adolescenți și așa mai departe. Deci, iată, dacă în copilărie, adolescență se întâmplă un accident, un traumatism și rămâi fără un dinte, nu poți face implant dentar până la 18 exact, ani. Sau există o situație particulară când poți face implant dentar provizoriu, da, care să mențină acolo spațiu și să susțină o coroană pentru a menține spațiul dintelui pierdut, iar după ce se încheie creșterea osoasă să venim și să înlocuim acel implant provizoriu cu un implant definitiv. Dar animațiile se derulează în continuare, vedem diverse tratamente. Uitați-vă după ce îndepărtăm gingia în boală parodontală. Osul este distrus, a fost îndepărtat acel țesut numit țesut de granulație. Se numește o operație cu lambou deschis, da? Se curăță foarte bine zona, se decontaminează, nu intră în amănunte și se poate regenera țesutul osos pierdut cu ajutorul biomaterialelor. Se poate recolta țesut conjunctiv din bolta palatină, este un țesut care se găsește sub mucoasă, sub gingia palatină, se poate transplanta în zona unde gingia s-a retras. Există foarte multe metode în arsenalul de tratament chirurgical al bolii parodontale, însă, repet, contribuția pacientului este esențială în obținerea rezultatului dorit. Și atunci sunt și necesare anumite analize, să facă anumite analize în momentul în care
Da. Ți-ai dori un implant? Se fac investigații generale și investigații locale. Putem detecta inclusiv microbii, acei germeni patogeni care produc boala parodontală. Există anumite teste. Se recoltează din gura pacientului pe niște conuri sterile, se trimit către un laborator care face această analiză a florei bacteriene și ne trimite rezultatul către clinică pentru a institui un tratament medicamentos țintit, o așa numită antibioterapie după antibiogramă, care tratament medicamentos este întotdeauna adjuvant al tratamentului local. Nu putem vorbi. De multe ori aud chestia asta. Noi am fost, mi-au făcut niște injecții în gingie. Am fost, atât timp cât nu se face curat acolo, nu se îndepărtează factorul cauzal, nu putem vorbi de tratament medicamentos. Ele întotdeauna merg mână în mână. Bun. Am reținut și aceste lucruri, dar dacă ar fi să discutăm despre etapele legate de tratament, de realizarea unui implant. A spus analize, după care ce urmează? Și este dureros? Este o intervenție dureroasă? Implantul dentar? Da. Nu, implantul dentar este o intervenție total nedureroasă, zero durere, cum îmi place mie să spun. Ce bine! Însă investigațiile sunt foarte importante. Plasăm acel implant în organismul nostru. Va trebui să știm unde îl plasăm, deci el va trebui plasat corect, va trebui să știm, există fundația necesară pentru implantul dentar și când spun fundație mă refer la os, de aceea noi trebuie să vedem foarte bine osul. Osul nu-l putem vedea printr-un simplu examen clinic și acum există o sumedenie de metode de investigare, inclusiv radiologice, și aici mă refer atât la radiografia panoramică, care este o reprezentare bidimensională a arcadelor dentare, dar în special la tomografia dentară, care reprezintă reprezentarea tridimensională a arcadelor dentare. Sunt investigații digitale, sunt investigații cu o doză de radiație mică, însă foarte, foarte utile în diagnosticul acestor afecțiuni și esențiale atunci când vorbim despre implantul dentar. Vă aduceți în aminte, în alte emisiuni am vorbit de ghidul chirurgical, adică de acea implantologie digitală, implantologie ghidată, tocmai pentru a plasa implantul dentar în poziția corectă, astfel încât coroana care vine peste implantul dentar să respecte regulile de biomecanică și biocompatibilitate ca să putem beneficia, să ne putem bucura de acest tratament pentru 10 de ani. Însă animațiile pe care se derulează în ecranele telespectatorilor noștri arată cele mai bune metode de luptă împotriva bolii parodontale. Igiena corectă. Am văzut periajul, vedem acum utilizarea aței interdentare. Da. Nu putem curăța interdentar doar prin periuța dentară, prin banalul periaj dentar. Placa bacteriană se depune oriunde. Interdentar va trebui să curățăm cu ceva. De aceea avem ață dentară, de aceea avem perii interdentare. Vedeți și punțile dentare, punțile dentare, sub puntea dentară, acolo unde există dintele lipsă, unde există intermediarul, va trebui să curățăm periodic. Altfel, acolo se vor acumula alimente, osul o să se retragă, dinții stâlpi, dinții care susțin puntea dentară se vor caria. E bine să evităm toate aceste probleme printr-o metodă simplă și eficientă, ieftină, pe care o numim igiena dentară. O neglijăm de multe ori, avem grijă la aspectul feței, aspectul părului, aspectul buzelor, dar neglijăm dinții, aspectul unghiilor. Da, și de multe ori știu din ce mi-o povestesc, chiar și cei care au reușit să facă acest implant și se bucură de noua formă și frumusețe a dinților, întreabă dacă păstrează aceeași igienă. Știu că n-ați mai răspuns, din contră, dar pentru cei care poate nu ne-au urmărit atunci este foarte important. Spuneați, din contră, chiar o igienă mult mai bine, mai riguroasă, deoarece implantul dentar, așa cum am spus mai devreme, pe suprafața coroanei, acolo la nivelul gingiei, se depune placă bacteriană, care poate, placă bacteriană poate determina periimplantita. Da, bun, deci iată, mare, mare grijă. Bun, dacă ar fi să povestim, domnule doctor, în cât timp se poate realiza implantul dentar, știu că există tot felul de tehnologii moderne, astfel încât să vii cu unul, doi sau chiar mai mulți dinți lipsă și să pleci în aceeași zi cu ei puși. Categoric. Explicați-ne un pic. Categoric. Există implanturile imediate, care definesc acele implanturi inserate imediat după extracția dentară.
există implanturile cu încărcare imediată, acele implanturi pe care putem pune imediat după inserare lucrările dentare, bineînțeles provizorii, însă aceste condiții sunt îndeplinite numai atunci când pacientul are osul nealterat. Există suficient os, nu există resorție osoasă. Inser implantul dentar, dar dacă am nevoie de adiție pentru că mie îmi lipsește os, e clar că nu mai voi putea trece face o perioadă de timp categoric. Până osul se regenerează. Până osul se regenerează. De aceea și tehnicile chirurgicale respective se numesc tehnici de regenerare osoasă ghidată. Putem regenera os. Revin la prevenție. E bine să nu ajungem să pierdem os, e bine să nu ajungem la atrofii sau resorpții osoase, deoarece odată ce osul s-a resorbit, nu mai putem insera implantul dentar și întâi va trebui să regenerăm osul pierdut și după aceea să inserăm implantul dentar. Am înțeles. Avem și un telefon, domnule doctor. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Mulțumim că ne urmăriți și că ne sunați. Bună ziua, doresc și eu să vă felicit, să vă mulțumesc pentru emisiunile pe care le realizați. Mulțumim, doamnă, și o întrebare domnului doctor. Bună ziua, doamnă. Dacă acest implant și întreaga succesiune de operații se poate adresa și celor cu afecțiuni cardiace, adică o hipertensiune arterială, o cardiopatie ischemică? Da. Hipertensiunea arterială și cardiopatia ischemică nu sunt contraindicații absolute la implant dentar. Există studii care arată că hipertensiunea, în general hipertensivii, au o rată de resorpție osoasă mai mare decât la pacienții normali. În ceea ce privește actul chirurgical în sine, în asemenea situații, e bine ca lângă medicul implantolog să existe o monitorizare de specialitate, un medic anestezist, un medic specialist ATI. În ceea ce privește succesul pe termen lung al implantului la pacientul cardiac, va trebui o monitorizare strictă, acele controle de care tot vorbesc la 6 luni sau la 1 an, astfel încât medicul implantolog să poată corela starea sănătății dumneavoastră pe baza analizelor pe care le faceți ca medic, ca pacient cu această afecțiune, cu ceea ce se întâmplă în gura dumneavoastră. Deci corelăm clinic, radiologic, cu analizele la intervale de 6 luni la 1 an, astfel încât să putem interveni atunci când este nevoie. Ca să nu lungesc vorba, afecțiunile cardiace nu reprezintă contraindicație absolută, însă precauții la actul chirurgical în sine. Vorbesc aici de anestezie, vorbesc de durata tratamentului, durata operației chirurgicale și așa mai departe. Îi mulțumim telespectatoarei noastre că ne urmărește, mulțumim pentru telefon, doamne, multă sănătate vă dorim și să sperăm că dacă aveți nevoie de acest implant dentar, așa cum v-a sfătuit domnul doctor, intervenția se poate realiza, însă cu atenție și cu susținere și din partea medicului. Categoric. Investigații atente, colaborare interdisciplinară între medicul dentist și medicul cardiolog, cel care monitorizează pacientul, acceptul medicului cardiolog. Bun, trebuie să urmărim publicitate, revenim în câteva minute, dragii mei, vă așteptăm la 1313, ne puteți scrie în continuare, la fel, dacă aveți întrebări, se adresează domnului doctor Taner Chemal, o puteți face și pe pagina noastră de Facebook, Trăiește Sănătos. Revenim în câteva minute, vă așteptăm. Din nou în direct, dragii mei, iată că discutăm despre parodontoză sau boala parodontală, așa ar fi corect, despre implant dentar atunci când ajungi să-ți pierzi dinții din nefericire. Alături de noi se află domnul doctor Taner Chemal, medic dentist. Deci, din cât am reținut, domnule doctor, dacă ar fi să tragem câteva concluzii, parodontoza impune clar un tratament, necesită un tratament. Nu împiedică, eu știu, realizarea implanturilor dentare. Condiția este să o tratăm. Corect. Și abia apoi să rezolvăm și să implantul dentar. Lipse exact cu implantul dentar.
și că implantul dentar impune totuși prudență, analize efectuate înainte cu atenție, igienă, monitorizare, controle periodice, igienizări periodice. Deci, iată, mare grijă, nu considerăm, avem implant dentar, nu sunt dinții noștri naturali, nu trebuie să mai avem grijă de ei, ci, din potrivă, subliniase acest aspect, domnul doctor, chiar trebuie să fim un pic mai vigilenți. Iată, cineva întreabă, domnule doctor, dacă boala parodontală este contagioasă, adică dacă bei sau mănânci după persoane care o au, riști să faci și tu boală parodontală? Au fost studii și cercetări făcute în acest sens, însă nu s-a ajuns la această concluzie că este contagioasă. Bineînțeles, nu e bine să folosim periuța unui pacient care deci spuneam să respectăm normele, regulile de igienă și aici ne încadrăm la aceste reguli. 39 de ani am parodontoz, acum 3 ani am făcut o lucrare dentară care acoperă 6 dinți, partea din față sus și de care sunt mulțumită. Aș vrea să știu cum se poate întreține și ce rezistență are în timp. Este mulțumită. Pacienta este mulțumită. Dacă este mulțumită de lucrare. Așa, este mulțumită sau nu este mulțumită? Nu spune, zice, aș vrea să știu de care nu sunt mulțumită. Aș vrea să știu cum se poate întreține și ce rezistență are în timp. Deci nu e mulțumită de lucrare. Asta nu putem discuta noi. Important este că lucrarea trebuie întreținută cu igienă riguroasă, atât pe suprafața ei, cât și în spațiile interdentare. Și am văzut animațiile puțin mai devreme, periuțe interdentare, ață pentru lucrări dentare și așa mai departe și controle periodice la medicul dentist. Dacă pentru cei cu boli autoimune și în special lupus, ei pot face implant dentar? După investigații amănunțite, da, nu reprezintă o contraindicație absolută, însă multă prudență. La fel cineva cu osteoporoză spune și bănuiesc că osteoporoza, știm, este acea sensibilitate, fragilitatea oaselor și noi am tot vorbit de os pentru a putea face implantul. Osteoporoza nu reprezintă o contraindicație pentru implantul dentar, însă analizele, investigațiile amănunțite. Există o legătură strânsă și chiar vă propun o emisiune pe această temă între vitamina D, nivelul de vitamină D3 în special și nivelul de colesterol. Sunt studii ale cercetătorilor americani, concluzii noi și la toamnă poate revenim cu acest subiect. Da, cu mare drag. Să nu uităm să discutăm pe această temă, domnule doctor. Iată, altcineva întreabă cât rezistă un implant și ce ar trebui făcut astfel încât să prelungim viața implantului dentar. Nici nu știu ce răspuns să dau la această întrebare. Implantul poate rezista o viață dacă pacientul respectă igiena, controlele periodice și așa mai departe. E ca și când am întrebat cât rezistă turnul Londrei. Rezistă atât timp cât nu sunt cu tremure de pământ și cineva nu bombardează turnul Londrei. Odată implantat și pacientul respectă ceea ce indică medicul, implantul poate rezista fără probleme, însă controlele periodice sunt absolut necesare, deoarece nu știm peste 5 ani, 10 ani ce se va întâmpla la nivel metabolic în organismul pacientului. Cam cât costă un implant dentar? Un alt mesaj. Prețurile variază în funcție de calitatea implantului, în funcție de clinică, în funcție de experiența chirurgului. Sunt multe variabile. Însă, în general, în România, prețul unui implant dentar bun este între 500 și 1000 de euro. Bun, și dacă mai putem fuma sau nu, și un răspuns scurt că trebuie să punem punct ediției de astăzi. Dacă mai putem fuma, nu. E bine să nu mai fumăm sau măcar să reducem fumatul la un număr maxim de 5-7 țigări pe zi. Așa ziceam și eu, mai bine renunțăm la fumat, chiar dacă avem sau nu implant dentar, e mai sănătos. Mulțumim din suflet, domnule doctor, pentru prezență și pentru sfaturi. Se solicită datele dumneavoastră de contact, le veți găsi, dragii mei, pe forumul emisiunii La Trăiește Sănătos, pe pagina noastră de Facebook La Trăiește Sănătos, sau sunt convinsă, dacă dați căutare numele domnului doctor Taner Kemal, cu siguranță că veți găsi datele dânsului. Mulțumim și vă așteptăm să reveniți aici la Trăiește. Cu multă plăcere, o vară frumoasă și pacienților noștri. Doamne ajută și dumneavoastră, domnule doctor. Atât pentru astăzi, dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați fost din nou alături. Nu uitați că ne puteți scrie la trăieștesanatos@antena2.ro. Ne puteți face propuneri privind anumite subiecte pe care doriți să le discutăm în emisiunea noastră. Mâine vorbim despre întorsa de gleznă cu domnul conferențiar dr. Radu Rădulescu, șef de secție la Clinica de Ortopedie Traumatologie a Spitalului Universitar din București. Apoi discutăm despre psoriazis, vitiligo cu doamna dr. Mădălina Geantă, medic dermatolog. Nu uitați că în fiecare zi, dacă ratați directul, ne puteți vedea apoi pe Antena Play
Noi vă așteptăm oricum și mâine. Sunt Simona Dragomir. Sănătate, vă doresc o săptămână minunată. Pe mâine de la ora 3:30 pentru a învăța împreună cum se trăiește sănătos. Vă aștept!